prăjitură cu caise. Pentru alte rețete culinare, vă așteptăm pe rețeta-video.ro și pe pagina de Facebook. Ingrediente pentru prăjitura cu caise: 600 de grame de făină, 12 caise, 8 ouă, 320 de grame de zahăr, 160 de ml de ulei, 240 de grame de iaurt, un plic cu zahăr vanilat, un plic cu praf de copt, sare, zahăr pudră pentru ornat. Acestea sunt toate ingredientele. Mod de preparare pentru prăjitura cu caise. Cernem făina. Adăugăm praful de copt și continuăm să le cernem împreună. În acest fel se vor și amesteca. Tăiem caisele în jumătăți, le scoatem sâmburele, iar apoi le tăiem în bucățele, câte 3-4 cubulețe fiecare jumătate. Pregătim un bol încăpător în care punem ouăle. Adăugăm zahărul, zahărul vanilat, un vârf de linguriță cu sare și mixăm la viteză mare. Mixăm energic până când ouăle se deschid la culoare și își triplează volumul, aproximativ 20-25 de minute, în funcție de puterea mixerului. În funcție de cât de mult mixăm, atât de pufoasă va fi prăjitura. Încălzim cuptorul. Adăugăm în compoziție uleiul, treptat, fără să ne oprim din amestecat. Eu am adăugat uleiul în 4 tranșe și, evident, am mixat continuu. Punem treptat iaurtul în timp ce continuăm să mixăm. Eu am pus iaurtul în 3 tranșe și am mixat până la omogenizarea completă. Adăugăm apoi făina, tot treptat. Și amestecăm ușor, de jos în sus, de data aceasta cu ajutorul unei spatule. Continuăm să adăugăm făina și amestecăm ușor de fiecare dată până la omogenizare. Eu am pus câte 3-4 linguri cu făină în fiecare tranșă. Adăugăm toată făina și amestecăm până când obținem o compoziție fermă, dar în același timp ușor lichidă. Pregătim o tavă pentru cuptor cu dimensiunile de 35x30 de cm, în care aranjăm hârtie pentru copt. Turnăm în tavă aluatul pentru prăjitură. Nivelăm ușor.
și distribuim deasupra bucățile de fructe pe toată suprafața prăjiturii. Presăm ușor caixele, astfel încât să intre puțin în aluat. Și introducem tava în cuptorul încălzit la 180 de grade pentru aproximativ 30 de minute. Când prăjitura trece testul zgobitorii, o scoatem din cuptor și o lăsăm să se răcească complet în formă. Apoi, o pudrăm cu zahăr vanilat și o porționăm. Rămâne doar să o servim. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru prăjitura cu caise. Poftă bună! Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag pe rețeta-video.ro, pe pagina de Facebook sau pe canalul de YouTube.